așa și așa. Toate trecătoare, da. Păi nu aveți... Iertați-mă, vă rog, vă rog frumos, vă rog, 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 vă rog. Voi fi succin. Voi fi succin. Vă rog, ok. Bravo! Mulțumim frumos. Domnul Bănică? Excelent! Doamna Delea? Fantastic! Mamă, zi! Acum, voi fiți mai triști un pic. Eu o să vorbesc cu rățenii, voi faceți-vă griji. Eu serios vorbesc. Nu știu dacă este cel mai bun moment de acest fel de la X-Factor. Mă, nu zâmbiți, mă! Nu de asta râd, nu de asta râd. Se simte dorința voastră de a câștiga acest concurs, ceea ce e rău, pentru că noi vrem să descoperim inocențe. Noi nu avem nevoie de voi și scaunele sunt ocupate. Roxana, mi-e frică să joacă. Acum stați un pic. Eu am înțeles, eu jur, jur, am înțeles. Eu am înțeles. Voi credeți că e ok. Mă tem pentru trupa Ad Libitum. Carla vrea să fugă de tot ce e clasic. Eu nu mă bucur că trebuie să ridic pe cineva de pe scaun. Deloc. Eu da. Băi, sunteți în concurs, clar. Felicitări, mulțumim frumos. Mulțumim. Poți să spun ceva? Da. Trebuie să recunosc, a jucat un rol foarte fain. Dar ce spun eu? Tu știi cât antrenament. Evident. Nu se pune problema. Ca să joci așa rolul, trebuie să faci cel puțin 2 ani de box. Acum că am rezolvat dilema cu rămâneți sau nu, aici deja e un moment mai serios, pentru că este chiar o alegere. Eu când mă uit la lupoaie și văd acolo cum stă cu zuzele alea lângă ea. Uită-te cum stau. Eu tare aș vrea să o dau afară pe... Nu. Auzi, iată că de data asta o să-și ia scaunul cu ea. Eu zic, leagă scaunul ăla cu lanțul frumos. Nu. A lupei rămâne... Celălalt pleacă. Bucur-te un pic, te rog. Bun, a lupei nu rămâne. Îmi place enorm când e periculos și când spune un lucru, îl crezi și după aceea zâmbește. Nu mă, că s-a speriat, nu-i fasta. Deci e formidabil. Este un maestru al diversiunii senzațional. Un maestru adevărat. Pleacă artizan. Băieți, îmi pare destul de rău. Ceau, vă salut. Grupul ăsta, băieți, era clar mai puternic decât grupul de fete. Și mai puternic decât artizan. Nu suntem supărați. A fost o decizie dreaptă. Și noi foarte, fost, foarte corectă. Da, foarte corectă. Nu am fost destul de pregătiți, suntem conștienți. Mai de o beută avem tot. Doamne, doamne ajută, Doamne ajută să fim fericiți și să mâncăm pizza după. Au luptat foarte bine. Eu de la deși aștept mai mult decât atât. Și eu cred că ei pot face lucruri mai mari decât atât. Cred că de asta și Carla se potrivește toate bine pentru noi. Pentru că poate să ne ajute să vinem ceva nou, să îndrumăm spre o anumită direcție. Deschidem o nouă poartă. Cât mai sunt? Mai sunt 3, nu? Da.